Sunt doar un călător urmat de dorul de a vedea ce este mai frumos. Mi-am pus în haina vieții gânduri bune și înclinații către grandios. Și am zis așa, cât e de mare lumea, vreau să-i văd ce este mai plăcut, să-mi gust al fericirii sare farmec și apoi mai văd ce este de făcut. Ce poate fi mai minunat ca dorul de a vizita pământul lung și înalt, de-a-i măsura comorile și faima și a vedea ce e mai minunat? Așa-i spuneam grăbit unei persoane ce avea o carte învelită în piele. El mi-a zâmbit, apoi și-a întors privirea spre cerul tainic, plin de dor și stele. Știi, mi-a răspuns, sunt sigur de un lucru. Tu n-ai văzut ce e mai de valoare. Sunt două lucruri care, în doiul vieții, le-ai ocolit grăbit pe fiecare. De Ghețeman e vorba, de o grădină și de Golgota aspră frântă în soare. La el aș vrea ca să te duc acum. Și apoi vom mai vorbi și de valoare. Le-am vizitat curând pe amândouă și astăzi încă tot nu am cuvinte ca să descrie toată frumusețea pentru această inimă și minte. Acolo am aflat că prețul vieții se cere prin Iisus Hristos, că n-am o viață scurtă de vânzare ca să o dau pe ce e păcătos. Acolo am aflat că pentru mine s-a dat un preț de cer nemăsurat, că în Ghețimani și acolo sus pe cruce, întregul cer de mine a întrebat. Privirea mea ce nu știa de stele, aprim se pierde în dorul către cer. De pe Golgota văd în Țara Sfântă și știu ce vreau și știu ce pot să cer. Sunt doar un călător, dar nu pierd pe cale și știu ce e în lume mai frumos. Mi-am pus în haina vieții veșnicia și m-am făcut prieten cu Hristos.